Primarul Clujului, domnul Emil Boc. Bună ziua, domnule Boc. Spuneți-mi, vă rog, cum vi se pare acest proiect de testare și dacă l-ați implementat și dumneavoastră pentru clujeni. Vă rog. Bună ziua, vă mulțumesc pentru invitație. La Cluj, în acest moment, avem doar 7 cazuri active de persoane care sunt infectate cu coronavirus și 113 persoane vindecate. În consecință, până în acest moment nu s-a pus această problemă, dar dacă va exista un program solicitat de Ministerul Sănătății, noi suntem pregătiți cu susținere financiară pentru implicare și doresc pe această cale să le mulțumesc clujenilor pentru că au fost extrem de responsabili în tot acest interval de timp. De exemplu, nu am fost nevoiți să închidem niciodată parcurile la Cluj pentru că au respectat regulile de a fi cel mult 3 persoane și cu distanțarea socială corespunzătoare. Sper că acest lucru va fi valabil și în continuare. Am văzut, domnule Boc, ce anunța oficialii. Se vor redeschide terasele de luni, se vor redeschide de asemenea plajele, vom avea voie să participăm și la spectacole dacă suntem cel mult 500 de oameni. Spuneți-mi, vă rog, ce pregătiri mai faceți dumneavoastră în Cluj, acolo pe ultima 100 de metri, ținând cont de faptul că, așa cum îi spuneam și doamnei primar general mai devreme, mai sunt cam 48 de ore până la această mare relaxare. Vă rog. În primul rând, îi susținem pe cei care au terase cu facilitățile administrative pentru a putea fi redeschise luni. În al doilea rând, am avut o dezbatere publică pe ceea ce înseamnă sectorul cultural al Clujului. Pe de o parte, i-au dat un exemplu extraordinar în perioada stării de urgență, când sub egida acțiunii Un Singur Cluj, în parteneriat cu ONG-urile, cu mediul de afaceri și cu autoritățile locale, am asigurat, de exemplu, sprijin pentru cazarea în hoteluri pentru toți cei care erau implicați în spitale în bătălia împotriva la coronavirus. Acum am avut această dezbatere și dorim să menținem în continuare atractivitatea Clujului din perspectiva sectorului cultural. Sunt peste 3.000 de oameni cu carte de muncă, oameni care lucrează în acest sector și decizia pe care am luat-o la primărie este de a susține sectorul cultural financiar. Miercuri avem o ședință de Consiliu Local și avem peste 1,5 milioane de euro bani alocați pentru susținerea acestui domeniu. Vom avea în continuare pentru sănătate și pentru mediul de afaceri resursele financiare. Și aș încheia acest lucru spunând că, mai în glumă, mai în serios, Churchill spunea în perioada războiului, în perioada celui de-al doilea război mondial, într-o ședință de guvern, atunci când ministrul finanțelor a venit în guvern și a spus să luăm banii de la cultură ca să-i dăm pentru a ne putea pregăti de război, a spus, dacă luăm bani de la cultură, atunci de ce să mai câștigăm războiul? Bine, o metaforă frumoasă și care arată cât de important trebuie totuși să privim acest sector cultural necesar și el suferă la fel ca și celelalte sectoare de problemele legate de această pandemie. Pentru economie avem programele care vizează șomajul tehnic, avem programul pentru întreprinderile mici și mijlocii, iar acum este această uriașă gură de oxigen pe care o oferă Uniunea Europeană și pe care sunt convins că și România o va fructifica din plin. 31 de miliarde de euro pentru România reprezintă ceva nesperat și iată, chiar dacă mai târziu Europa se trezește, revine puternic, va fi recâștigată și încrederea europenilor în proiectul Uniunii Europene și cu adevărat Uniunea Europeană va fi prezentă în fiecare țară a Uniunii. Exact aici voiam să ajung, domnule Boc, și mă bazez și pe expertiza dumneavoastră că a fost premier. Ce facem cu șomajul tehnic? Ce facem cu această criză economică care, din păcate, pare că ne cuprinde așa ușor, ușor pe diferite segmente? Ce ați fi schimbat dumneavoastră dacă ați fi fost, de exemplu, premier acum? Sau ce măsuri credeți că ar fi fost oportune pentru a evita o posibilă criză economică macro, să-i spunem așa? Vă rog. Eu cred că guvernul a făcut până în acest moment ceea ce trebuie și am două argumente să spun asta. În primul rând, dacă ne uităm la gestionarea pandemiei, Italia are de 3 ori mai mare populație decât România, dar din nefericire de 30 de ori mai multe cazuri de deces. Asta arată că decizia autorităților române de a fi ponderați și cu echilibru și de a lua gradual măsuri a avut eficiență. În al doilea rând, similar, și noi în 2009 am luat genul acesta de măsuri de a sprijini economia prin șomajul tehnic și am văzut că inclusiv de la 1 iunie se menține acest șomaj tehnic pentru sectoarele afectate în continuare de pandemie. Este acest program pentru sprijinirea IMM-urilor exact așa cum l-am promovat și noi în acea perioadă de criză. E un avantaj acum în plus pentru că există resurse financiare de împrumut, chiar Uniunea Europeană ne oferă 19 miliarde de euro fără a fi returnați, nerambursabili și încă 11 pentru a fi rambursați pe un interval foarte lung de timp. Asta este marea șansă a României și a Europei
care n-a existat nici în 2010, nici în 2012, când nimeni nu te împrumuta dacă nu făceai reformele interne sau acord cu FMI. Acum e bine că poți să împrumuți de la Uniunea Europeană și cred cu toată convingerea că acești bani, dacă sunt utilizați inteligent, ne vom putea moderniza și țara, vom putea diminua și decalajele față de Uniunea Europeană, vom putea să-i menținem în țară pe cei 1,3 milioane de români care s-au întors și să nu mai fie nevoit să ia drumul prin Belgie pentru a culege sparanghel în Germania. Deci este un moment uriaș din punct de vedere economic pentru România și pentru viitorul acestei țări, dacă, repet, autorități locale și naționale lucrăm pentru că acești bani să producă efect pe termen mediu și lung. Dacă îi vom investi doar în consum pe toți, nu vor avea efectul scontat. Exact despre asta e vorba, să sperăm că vor fi gestionați bine, astfel încât să trecem cu bine și mai mult decât atât, să ajungem la acea modernizare pe care ne-o dorim cu siguranță toți. Domnule Emil Boc, v-aș mai întreba ceva legat de pensiuni și de hoteluri. Știm că oficial ele nu sunt închise, însă teoretic de luni, de atunci, practic de când vom avea voie să circulăm fără acea declarație pe propria răspundere între localități, vor fi foarte mulți care vor dori să vină, de ce nu, să viziteze Clujul, pentru că este un oraș superb. V-ați gândit la niște măsuri în ceea ce privește, e impropriu spus, redeschiderea, pentru că n-au fost închise, repornirea acestui segment? În primul rând, noi ne-am uitat la ceea ce putem face ca și Consiliul Local pentru Sprijin și avem pregătite câteva hotărâri de Consiliu pe care să le aprobăm pentru susținerea mediului de afaceri local clujan, în baza ordonanțelor de guvern existente, care dau termen ca până în 14 august, să poată fi adoptate aceste măsuri. Vom avea și o dezbatere publică cu mediul de afaceri pentru a vedea ce alte măsuri pot fi propuse pentru a fi sprijiniți, pentru că, repet, nimic nu este mai important decât locul de muncă. Deci toată strategia noastră se focalizează cum putem menține locurile de muncă. Pentru că aici întrebarea dumneavoastră a fost foarte bună mai devreme. Șomajul tehnic este foarte bun și a ajutat foarte mult la menținerea economiei și a locurilor de muncă. Dar partea grea încă n-a venit. Partea grea va veni după ce se va termina șomajul tehnic și atunci vom vedea adevăratul număr de șomeri care va exista în România ca urmare a acestei pandemii, pentru că foarte multe locuri de muncă, din nefericire, se vor pierde și care nu sunt azi văzute pentru că șomajul tehnic încă le acoperă. Vom vedea în toamnă o cădere economică, de fapt ea se va revedea pe trimestrul 2, când cu siguranță aprilie, mai, iunie va însemna o cădere, dar avem șansa cu banii europeni și cu aceste împrumuturi oferite de Europa să compensăm aceste pierderi. Noi ne uităm la Cluj pe tot ceea ce este avantaj competitiv al orașului, sectorul digital și de inovare, și susținem extrem de puternic pentru că digitalizarea, inovarea nu va mai putea fi oprită. Partea culturală, care e un avantaj competitiv al Cluj, am spus că deja avem o hotărâre de Consiliu Local prin care îi vom sprijini să-și continue la o scară mai mică și condițiile prevăzute de autorități domeniile respective. Industria Horeca, la fel, prin ceea ce primăria poate sprijini, așa cum o fac toți primarii din această țară, evident că o facem mai departe. Și cred că în această perioadă este foarte important orice fel de sprijin care vine din orice fel de parte. Și o ultimă întrebare, cu permisiunea dumneavoastră, domnule Boc. Haideți să încheiem cumva într-un ritm mai optimist, să le spunem oamenilor ce se va întâmpla cu marile evenimente programate pentru această vară. Am vorbit și săptămâna trecută cu dumneavoastră despre acest lucru. S-au mai schimbat lucruri între timp. Am văzut, avem voie să participăm la spectacole și concerte dacă participă, atenție, cel mult 500 de persoane și dacă sunt ținute în aer liber. Care sunt ultimele vești pe care le aveți, spre exemplu, despre Antold? Hai să începem cu partea plină a paharului. Festivalul Internațional de Film Transilvania. El va avea loc, asta este vestea bună, cu un număr mai redus de participanți, dar cu siguranță va avea loc. Organizatorii și-au exprimat foarte clar opțiunea în parteneriat cu primăria de a-l organiza în acest an. Vor anunța ei data exactă, dar va avea loc. De asemenea, alte evenimente de amploare mai mică, în limita celor 500 de locuri stabilite de către autorități, vor avea loc. Evident că ne lipsește Antoldu în forma pe care noi am cunoscut-o, ne lipsește și Electric Castle și Jazz in the Park. Cu siguranță, organizatorii vor găsi o formulă, evident, mult mai restrânsă, să menținem măcar spiritul acestor festivaluri, ca la anul să revenim în forță și să așteptăm pe toți cei care au această uriașă energie pozitivă la Cluj. Deci, nu vor fi în forma de anul trecut, probabil că într-o formă pe care organizatorii, pentru a da măcar un semnal că acest festival merge mai departe, va avea loc. Și de ce nu, domnule Emil Boc? Poate sunt vești bune pe la jumătatea verii, poate aflăm într-adevăr că am scăpat de această pandemie, respectiv epidemie din țara noastră, și vom reuși să ne bucurăm și de concerte și de vremea frumoasă și așa mai departe. Vă mulțumesc foarte mult pentru intervenție. Continuăm.